Bună ziua și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. După cum ați văzut din clipuri, bănuiesc, eu mă aflu în Italia în vacanță, am fost la mici cumpărături și am zis să vă filmez și să vă arăt ceea ce am cumpărat, fiindcă aceste clipuri sunt foarte vizionate aici la mine pe canal. Așadar, hai să începem cu cele alimentare. Am luat-o din asta de ton. Un iaurt. Ouă. Am găsit această brânză, am zis să o încerc, era și la ceva promoție. Cum să vă zic? Gen cu miranui smântâna lichidă. Aici am luat o cutie de lapte. Ăsta l-am primit cadou. Am mai luat o cutie de ginseng. Aici. Astea sunt luate de la Aprozar, să zic așa. Am luat niște pere, un ardei roșu. Vreau să fac mâine o ciorbă de fasole. Că să nu credeți că aici nu gătesc, gătesc și aici, fiindcă prefer să mănânc ceea ce gătesc eu. Am luat o lămâie, niște ceapă albă, iar cei de la Aprozar au fost drăguți și mi-au dat gratis această verdură, spun ei. Nu știu, văd că sunt mai multe legume. Așa, bun. Niște năut pentru salată, o sticlă de ulei, aici am luat niște zahăr pudră, aici am luat 4 borcănere de fasole, eu doar cu fasole din asta fiartă fac ciorba, aici am luat niște de-astea roșii pasate, aici am niște varză murată, ok, mai am un pachet de biscuiți. Aici am o pâine, am un chefir. Bun, am fost și la magazin românesc și am luat așa o pungă de semințe. Viva, delicat. Știu că nu este foarte sănătos, dar mi-a place să-mi pun la mâncare. Așa, mai am aici niște cartofi. Iar... Și cum se apropie Halloween-ul și aici în toate magazinele găsești doar produse, vreau să... am uitat să vă arăt și șervețelele acestea. Vreau să filmez o rețetă, nu o să vă spun despre ce este vorba, zilele următoare, cu tematica de Halloween. Și mi-am luat așa să știți că nu sărbătoresc această, să zic, sărbătoare sau cum vreți să o numiți. Pur și simplu mi-e place să decorez sau să fac poze, ați văzut după cum... Adică dacă mă urmăriți pe pagina mea cu rețete diverse, acolo postez mai des poze, îmi place să fac poze, să fac așa decor, ok? N-am luat cine știe ce din astea mascote sau înfioritoare sau mai știu eu ce. Am luat așa ce mi s-a părut mie drăguț în poze. Am luat un dovecel din acesta care se aprinde. Am mai luat tot așa pentru poze niște dovecei din aceștia din plastic. Am mai luat o pânză de păianjeni și cu păianjeni din aceștia în ea. Un din ăsta eu l-am luat pentru a pune bombonele în el. E așa de plastic. Și aici, bineînțeles, că ne-am luat o cană. La fel, mi s-a părut așa drăguță. Asta pot spune că are fața asta cât de cât înfiorătoare, dar nu-i cine știe ce. Și cam acestea au fost cumpărăturile. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Pe mine mă găsiți și pe Facebook, rețete diverse by Flori. Acolo postez mult mai des decât o fac aici pe canal. Spor la cumpărături, spor la gătit și poftă bună! Am mai luat-o din asta de ciuperci. Un dulce. O cutie din aceasta de croasante cu cremă de vanilie. Aici am luat un ardei gras roșu. O salată verde. Am luat 3 cartofi. Și niște dovlecei. Din aceștia foarte mici.